din capitolul 4, de la versetul 30, 1148. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cel mai mare eveniment al lumii, care se va petrece într-o zi, va fi răpirea bisericii de pe pământ. Strămutarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că pentru evenimentul acesta nu vor putea să fie cuprinși toți, ci doar toți cei care se împlinește versetul din Roman, capitolul 8, versetul 11, unde spune Scriptura: și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Doar pentru cei care se împlinește versetul acesta vor putea să se ridice de pe pământul acesta și să plece cu Iisus la cer. La semnalul acela, cum spune Scriptura, la sunetul unui arhanghel, vor putea să plece. Dar acum întrebarea se naște: vor putea să plece și cei care n-au? Dar dacă cei care au și Duhul Sfânt nu-i mai călăuzești? Și ce spune Scriptura? Ce spunea Pavel? Să nu întristați pe Duhul Sfânt, prin care ați fost pecetluiți. Și ce înseamnă a fi pecetluit? Adică să se pună ștampila pe tine. Scrisoarea aceea pecetluită, adică cum era pe timpuri, o scrisoare care avea un sigiliu și nu putea să rupă oricine, numai cel care primea avea voie să rupă. Dacă o rupeai, însemna că era deschisă. Asta înseamnă să fii ștampilat, adică să ți se pună ținta pe tine și să fii pregătit. Să ai pașaportul care să intri în țara respectivă. Dar, dragilor, dacă un om se duce, să spunem un om care vrea să se angajeze ca medic, merge la o clinică privată și spune: vreau să mă angajez, am văzut că aveți un anunț de angajare și vreau să mă angajez. Și angajatorul îi va cere un CV în care îl va întreba dacă are experiență. Și în CV-ul acela va fi prezentat ani de experiență, multa lui experiență, și se va uita angajatorul la el și spune: mi-ar trebui un medic ca tine, dar mai trebuie ceva să autentifice despre tine, mai îmi trebuie ceva. Și omul s-ar uita la el și a spune: dar domnule, ce-ți mai trebuie, că uite-te în CV-ul, scrie acolo ani de experiență, care am lucrat în altă parte, sunt un medic bun, un medic renumit, ce mai ai nevoie? Mai am nevoie ceva care să vorbească despre tine, nu tu despre tine. Și ce are nevoie? De o diplomă în medicină. Dacă omul acesta ar spune: domnule, dar am diplomă, ce fel de diplomă vrei? Uite, am diplomă de informatician, nu-i bună. Și ce ar spune angajatorul? Nu-i bună. Deși se numește diplomă, nu e suficient. Trebuie ceva pe domeniul tău. Adică ceva ce să vorbească despre tine, dar cineva care are autoritate, nu oricine. Cineva care te poate reprezenta cu adevărat. Și dacă va avea diplomă în medicină, va putea să fie angajat și să profeseze. Iar dacă nu, oricât experiență ar avea, oricât de bine ar ști medicină, nu-l va angaja nimeni, pentru că ceva nu vorbește despre el. Să luăm un alt exemplu. Cineva vrea să dea de permis. Se duce și face o școală de șofer și în primele zile îl lasă pe instructorul să-l instruiască. Și la un moment dat, cel care este elevul zice către instructorul: domnule, dumneata, de azi să taci că eu știu să conduc. De acum fac cele 30 de ore fără ca să mă înveți tu. Și trec cele 30 de ore și vine ziua examenului și elevul nostru cade. Unde credeți că era problema? Că nu s-a lăsat învățat. Adică, cu alte cuvinte, i-a spus profesorului: taci din gură. Știți că așa este și pe partea spirituală. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 14, versetul 26: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dacă cineva are Duhul Sfânt, zice că nu mai are nevoie de nimic, că îl va învăța toate lucrurile, adică în totul. Fie domeniul spiritual, fie cel material, fie în viața aceasta trecătoare, îl va învăța în totul. Dar dacă eu într-o zi l-am pe Duhul Sfânt
Și spun către Duhul Sfânt, auzi, eu nu mai vreau să fiu învățat de tine, că știu eu prea bine. Uite, eu am citit, eu am studiat, nu mai vreau să mă înveți tu. Credeți că Duhul Sfânt îl va mai învăța? Dacă un om oprește gura unui profesor și spune, tu pe mine nu mă mai înveți de azi, tu sigura și lasă-mă pe mine să merg eu de capul meu. Credeți că îl mai poate îndruma pe omul acesta? Și vine Pavel și spune, auziți, este foarte important ca profesorul care ne învață pe noi însuși, fiecare dintre noi, să nu aibă gura închisă, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Adică să nu închizi gura Duhului Sfânt ca El să te poate învăța. Și întrebarea care se naște în această seară este, când Duhul Sfânt nu ne mai vorbește? Când Duhul Sfânt nu ți mai vorbește? Știți când? În primul rând, când pocăința noastră devine obișnuință. Versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Mă, Pavele, dacă spuneai și tu de lucrurile acelea mari, așa, de spart casa cuiva, de spart mașina cuiva, de furat bani, de păgubi pe cineva, te înțelegem că sunt păcate, cum le spunem noi, mari. Dar lucrurile acestea, măi, sunt normale. Acum, cine nu se mânie? Cine n-are așa câteodată o ieșire din asta, așa, necontrolată? Cine nu-i amărât? Cine nu strigă câteodată de să-l audă vecinii? Cine nu clevetește? Și câteodată cine nu-i așa rău, nu? Dar parcă toți le facem. Știți cum le-am numit păcatele acestea? Așa, păcate nevinovate. Frate zice, dacă sunt păcate grave, m-am ferit. Dar de lucrurile acestea, acum e normal. Dar vine Pavel și spune că lucrurile acestea nu sunt normale. Ci ascultați ce argument puternic. Orice lucru de felul acesta să piară. Știți ce înseamnă să piară? Nici să nu fie pomenit în viața unui creștin. Când Duhul Sfânt nu te mai învață, când pocăința devine obișnuință, adică când păcatele acestea nesemnificative numite de noi devin obișnuință, adică mai îmi permit câteodată. Când creștinul devine un om care să-și permită lucrurile acestea, vreau să vă spun că Duhul Sfânt este un duh sensibil și nu mai învață pe cel care practică lucrurile acestea. Sunt lucruri care uneori, frați și surori, fiecare dintre noi, parcă le permitem în viața noastră că spunem că sunt păcate nevinovate, păcățele mici, care altădată spunem nu sunt nici păcate. Dar vreau să vă spun că lucrurile acestea afectează viața unui creștin și pocăința lui, creștinătatea lui, un creștin bun devine obișnuit. Și ce se instalează când se practică lucrul acesta? Un confort spiritual. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1. Vine Dumnezeu și face o radiografie unei biserici și spune, auzi, îți merge numele că trăiești. Ești un creștin model, o biserică modelă. Ești o biserică de dimensiuni mari și știu și faptele tale că îți merge numele. Și știu toate lucrurile despre tine, ești grozavă. Dar am ceva împotriva ta. Este că nu te-ai cercetat de mult și faptul că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. O pocăință așa obișnuită. Vreau să vă spun, dragi frați și surori, că lucrul acesta se poate instala în viața fiecăruia dintre noi. Un lucru acesta simplu. Doamne, zice, eu m-am ferit de lucruri mari, dar de aștia mici le-am mai scăpat. Dacă voiești, iartă-mă, dacă nu, oricum sunt lucruri mici. Și o pocăință de genul acesta, câți nu sunt în vremea care trăim? Ba, uneori vine și pe la noi, nu? Că nu mai suntem sensibili la vocea Duhului Sfânt, că aia nu-i păcat, că aia nu-i păcat și trecem așa de ușor, mai rar cu postul, mai rar pe la biserică, mai rar câte un timp de rugăciune așa mai îndelungat. Mai rar și tot mai rar până când, frați și surori, se instalează în noi o pocăință de modelul nostru. Mai rar să ne placă cuvântul lui Dumnezeu cel drept și ne mai alegem uneori și predicatorii, așa care să, mai ales acum cu YouTube-ul, găsești uneori ce vrei. Și unii și-au format și predicatorii lor. Știi ce înseamnă o pocăință din asta așa obișnuită? Într-o zi o femeie s-a dus să-i ducă la un vecin de ei care era singur, s-a dus să-i ducă o prăjitură.
Și a făcut din locul acesta, din prăjitura aceasta, o obișnuință și ducea așa regulat. Știți, după un timp ce a zis omul acesta către femeia aceasta, auzi, zice, prăjitura e grozavă, dar dacă ai putea adăuga puțin mai mult zahăr? Și sora adăuga mai mult zahăr și atât continua să aibă obiceiul acesta frumos. Și după un timp, știți ce a zis omul acesta? Într-o zi sora a întârziat și n-a mai venit la ora respectivă, pentru că s-a întâmplat un alt eveniment în viața ei. Și a întârziat cu o oră. Și ce a zis omul acesta? A întârziat. Trebuia să vii cu o oră mai devreme. Și după un timp mai îndelungat, sora aceasta, întâmplându-se mai multe evenimente în viața ei, n-a mai avut timp să-i facă prăjitură. Știți că într-o zi, pe când trecea pe lângă casa ei, casa lui, știți ce a zis omul acesta? Unde mi-e prăjitura? Vedeți ce înseamnă obișnuință? Da, nu era datoare cu nimic. Omul acesta nici nu-i plătea prăjitura, dar totuși, obișnuit, la un moment dat a zis, unde mi-e prăjitura? Vedeți cum e viața aceasta de obișnuință? În care se instalează păcățele așa micuțe spuse de noi în viața noastră și ne-am obișnuit cu ele. Dar Duhul Sfânt, vreau să vă spun că se oprește din a învăța un om care practică lucrul acesta. Pe lângă faptul că pocăința obișnuită este ajutată de confortul spiritual, știți ce se mai întâmplă? La un moment dat, doi oameni, soț și soție, spune Biblia despre ei că au vândut o moșie, că au avut prea mult. Și au zis, hai să ducem și noi banii la apostol, la oamenii care se ocupă de așa ceva, că doar nu vom fi noi ultimii oameni care nu punem și noi ceva în colectă. Facem și noi un bine, vrem să facem lucrul acesta. Și spune Biblia despre oamenii aceștia că cu dragă inimă au vândut moșia. Numai că în momentul când au dus banii, n-au dus toți. Și când Petru îl întreabă pe soțul surorii, spune, auzi, toți banii sunt aici, cu atât ai vândut moșia. Și el spune, cu atât. Dar nu putea omul acesta să o vândă cu cât voia? Putea să o vândă cu cât voia, nimeni nu-l oprea. Nu putea să-i dea el bani cât vroia. Ba da, avea toată libertatea. Dar știți ce l-a supărat pe Dumnezeu? Faptul că a mințit. Și m-am întrebat uneori gândindu-mă, mă, Anania, cum ai putut să minți? Cum ai putut să faci lucrul acela când Biblia spune în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și versetul 43, fiecare era plin de frică. Mă, dar unde a fost frica oamenilor acestora? N-au mai avut ei frică? N-au văzut ei minunile lui Dumnezeu? N-au văzut prezent pe Dumnezeu acolo? Unde a fost frica lor? Știți când dispare frica din viața unui creștin? Când devine o pocăință obișnuită. Când omul se obișnuiește cu toate lucrurile, dispar lucrurile sfinte. Știți expresia aceasta? Ne-am obișnuit cu sfințenia lui Dumnezeu. Într-o zi, Iacov, fugind de fratele său, plecând spre țara aceea îndepărtată, spune Scriptura că ajunge într-un loc. Știți care a fost exclamația lui a doua zi? O, zice, cât de înfricoșat e locul acesta. E Dumnezeu aici și eu n-am știut. Știți cât de tragic este să ajungem în ipostaza aceasta în care să nu mai știm de teama de Dumnezeu? Că ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit cu toate lucrurile și vreau să vă spun că atunci dispare teama de Dumnezeu. Și Pavel vine și subliniază, spune, orice lucru care te poate obișnui și îți poate duce viața de creștin în obișnuință, să piară din mijlocul vostru. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Că altfel, Abraham Lincoln a fost un președinte al Americii care a dat verdictul acesta în care toți sclavii să fie liberi. Dar știți că după moartea lui, după ce a fost asasinat și după ce legea a fost dată, au mai trăit încă 100 de ani sclavi. Și de ce? Că stăpânii sclavilor n-au spus că s-a dat legea aceasta. Și sclavii au devenit obișnuiți, că s-au obișnuit cu sclavia. Și au rămas încă 100 de ani în care s-a practicat, pentru că a fost bine și pentru stăpâni, care erau obișnuiți să muncească cineva pentru ei, și pentru sclavi care oricum n-aveau încotro. Când un copil al lui Dumnezeu se obișnuiește cu lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu, fie el mici, fie el mari, devine un om insensibil.
Și vreau să vă spun că acest lucru îl determină pe Duhul Sfânt, care este un duh sensibil, să nu-i mai vorbească. Pentru că pe omul acesta nu-l mai mișcă nimic. Poți să-i spui despre pocăință, poți să-i spui că el nu merge bine. Auzi, frate, nu mai fi așa, lasă, frate, că e bine. Pe el nu-l mai mișcă nimic. Și vreau să vă spun că Duhul Sfânt se întristează și îmi pune întrebarea, dacă ar fi răpirea, oamenii aceștia ar putea să se ridice la cer? Cine ar putea să vorbească despre ei? Că îmi imaginez scena aceasta în care Hristos vine după ai săi și în momentul când se face strigarea, spune toți cei care sunt ai mei să vină să se ridice pe nori de slavă. Știți ce spune Duhul Sfânt din viața unui om în care e activ și nu-i trist? Ia zice și pe ăsta că ăsta trăiește și se ridică de pe pământ. Al doilea lucru care întristează pe Duhul Sfânt și nu ne mai vorbește, știți care este? Cuvântul acesta, versetul 31, orice, orice. Spune cartea Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu căci orice-ul acesta e aplicat în viața creștinilor, în fiecare dintre noi. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adică orice cuvânt pe care Dumnezeu îl rostește pentru viața unui creștin, cu acela poate trăi omul. Nu există un șablon, nu există un tipar. Dumnezeu poate vorbi în atâtea moduri și orice, orice cuvânt al lui Dumnezeu. Și vine Apostolul Pavel în 2 Timotei, în capitolul 3, versetul 16, și spune puțin mai detaliat despre orice. Căci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Frați și surori, orice se poate aplica și în viața noastră? Că vine Pavel și spune orice. Și dacă în cuvântul lui Dumnezeu există orice, Duhul Sfânt vine și scoate, că spune toată Scriptura e bună pentru viața creștinului. Și scoate într-o zi și vrea să-ți spune ceva și tu nu ești mulțumit. Și scoate ceva în altă zi și vrea să spună ceva și tu nu ești mulțumit. Azi dimineață mă simțeam rău, ca să vedeți ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu orice. M-am simțit foarte rău, am făcut niște crize de azi și am zis că nu mă duc niciunde. De-aia am promis fratelui Rudolf că mă duc la Sfânt Nicolae mic și am zis, lasă că scriu și nu mă duc. Dar așa rugându-mă în sinea mea am zis, Doamne, dar oare vrei tu să merg sau să nu merg? Că oricum mă simt rău, eu după mine nu m-aș duce, dar dacă trebuie să merg, mă duc. Și am zis, vorbește-mi tu în Scriptură. Și am deschis Biblia la întâmplare. Și mi s-a deschis unde spune, și când ați plecat la drum, nu luați cu voi nici treastă, nici toiac, ci mergeți. Acum am zis, Doamne, ăsta nu mi s-ar aplica mie, că eu mă simt rău, la cei sănătoși. Dar dacă toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu, înseamnă că orice lucru care ne vorbește Dumnezeu, ei se aplică și nouă. Și m-am dus și m-am bucurat că m-am dus, că Dumnezeu m-a întărit. Fie numele Domnului binecuvântat. Dar știți când nu lăsăm să ne mai placă cuvântul lui Dumnezeu, una dintre piedicile cele mari, știți care este? Că nu lăsăm firea să fie răstignită. Că doare. E ca și cum cineva te-ar tăia așa pe viu și ți-ar face operație pe viu. Cam așa doare firea pământească. Că vine cuvântul și, uite ce spune aici, uneori să învețe, alteori ce să facă? Să mustre. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, auzi, mă, tu ești un copil bun, tu ești o soră bună, tu ești un credincios model, dar ai cam tăiat din batic. Dacă ar fi altceva, zice, asta nu ne place. Uite, zice, mie îmi place de tine, tu ești copilul meu, dar am văzut că de ceva timp pe stradă nu mai ești un model și ai început să iei niște pantaloni așa, provocatori, strâmți. Asta nu ne place. Dar e orice. Dar din cuvântul lui Dumnezeu. Uite, zice, știți că izraeliții într-o zi s-au săturat și ei de mana care cădea? Și-au devenit nemulțumitori. Și spune că Dumnezeu s-a supărat. Și a zis că am să-i nimicesc pe toți. Și a zis către Moise, auzi, am să-i nimicesc și pe tine te fac un neam mare. Adică îi leapăd, îi omor. Când nu ne mai place cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el, sătui de reguli, sătui de reguli. Auzi, orice mi-ai spune și să mă pui în slujire, oricare, dar nu-mi spune să mă îmbrac cum trebuie.
Să tui de reguli. Știți, frați și surori, că în dragoste nu există reguli? Doi soți care se iubesc, la un moment dat ai putea să-i întrebi, auzi, de ce stai cu el? Ar putea avea două variante. Una, sunt căsătorit și n-am încotro, că e certificatul de căsătorie, sau sunt copiii care ne țin împreună și oricum noi ne înțelegem cum ne înțelegem, dar n-am încotro, sau poate fi răspunsul celălalt, stau cu el că nu mă interesează de certificatul de căsătorie, ci pentru că îl iubesc. Și dacă n-ar fi, tot asta cu el, că îl iubesc. Înțelegeți că în dragoste nu este regulă? Păi când îl iubești pe Hristos și de-ar veni cineva de pe drum, un beat, un om turmentat de alcool, să zică, mă, tu nu ești pocăit, și de ăla ai ascultat. Că îl iubești pe Hristos și vrei să fii pe placul Lui. Dar când nu-L mai iubești și nu te mai mulțumește cuvântul Domnului, totul te deranjează, totul. Dar mai ales dacă cineva te trage de haină și spune că tu nu mergi bine, că tu ești o piatră de poticnire, că și poporul nu înaintează, că oamenii din jur te văd și spun decât ca tine mai bine ca el. Dar dacă cineva te atenționează, dar dacă vine Duhul Sfânt prin prorocie și spune că tu nu ești bine, dar nu te mulțumește că tu nu-L iubești pe Iisus. Spunea fratele, pe vremea când trăia tatăl lui, s-a născut în familia lor un copil. Și înainte să nască un copil, sora a avut o prorocie prin cineva în care Domnul îi spunea ce nume să dea copilului. Și sora aceasta s-a supărat că până atunci tot așa a dat nume ce a spus Duhul Sfânt. Și la un moment dat a zis, auzi, cine i-a dat numele, dacă sora aceea vrea să-i dea numele, să-și facă copii. Nu să-mi dea mie nume la copiii care-i nasc. Cine vrea să dea un nume, să-și facă copii. A cui sunt, facă ce-o vrea cu ei. Și spunea fratele că s-a născut copilul și după mult timp Dumnezeu l-a luat acasă. Și sora plângea. Și fratele a venit la ea și a spus, dar de ce plângi? N-ai zis că a cui copilul să-i dea și numele? Păi a Domnului era. El i-a dat nume și l-a luat acasă. Nu ne plac lucrurile acestea. Dar când cuvântul lui Dumnezeu nu ne mulțumește și nu mai acceptăm cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun că Duhul Sfânt se întristează. Duhul Sfânt se întristează. Există trei categorii de oameni. Oameni care sunt împlinitori, care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și caută să împlinească, cum spune în Fapte capitolul 17, versetul 11, era acolo o categorie de oameni care au auzit cuvântul din Berea și au venit acasă și au cercetat, vreau să vadă dacă e așa, pentru că aveau o inimă aleasă. Apoi sunt oamenii care critică, așa cum l-au criticat și pe Pavel, spune în 2 Corinteni capitolul 10, versetul 10, că găseau și în Pavel greșeli și i-au băgat de vină. Sunt oameni care mereu bagă ceva de vină, că găsesc ei ceva, ceva ce nu le place. Că dacă le-ai vorbit pe placul inimii, te-ar aplauda. Dacă le vorbești adevărul, nu le place. Și mai sunt și prigonitorii. Vreau să vă spun că în momentul când mergea Pavel în misiune, știți că nu oamenii din lume îl prigoneau? Știți cine începea prigoana? Iudeii. Cei din neamul lui, care îl cunoșteau pe Dumnezeu, pentru că nu le plăcea cuvântul. Mă, dacă vorbim adevărul lui Dumnezeu și dacă trăim ca și copii al lui Dumnezeu, să nu ne așteptăm de la lume să ne aplaude, nu? Să ne așteptăm la ocară, să ne așteptăm la prigoană, să ne așteptăm la lucruri care nu plac firii noastre. Știți de ce? Că noi vrem să trăim după regulile lui Dumnezeu, nu după regulile diavolului și al lumii. Și Domnul să ne ajute la acest lucru. Dar vreau să vă spun că omul care trăiește după regulile Domnului, Duhul Sfânt locuiește în el și e pregătit pentru ziua aceea. Un frate într-o zi avea un butoi de varză și fiindcă s-a terminat varza, varza de murat. A golit butoiul acela și l-a spălat foarte bine, cu soluție, cu dezinfectant, cu multe lucruri. Și a pus în el miere, miere de albină. Și după un timp s-a dus să desfacă capacul și când a desfăcut capacul a ieșit un miros de varză. Și a zis fratele, dar cum să iese mirosul de varză dacă am spălat foarte bine butoiul acesta și am pus miere în el? Ar trebui să iasă un miros de miere. Dar uitați că a ieșit un miros de varză. Ama, fiecare dintre noi în inima noastră acumulăm ceva. Și s-ar putea ca într-o zi să vină diavolul și să desfacă capacul, că vrea să ne încerce. Ce iasă de acolo? Miros de miere sau miros de varză? Dar ai impresia că e miros de miere. E lucru bun pus acolo în inimă și spui că ai pus lucruri bune. Dar Biblia vine și spune că omul bun scoate lucruri bune și lucruri rele din isteria, visteria inimii lui. Dacă e un om bun, va scoate lucruri bune. Dar dacă e un om rău,
Dar la suprafață pare așa frumos. E ca și mărul acela care coaja e așa de frumoasă și când îl desfaci în mijloc, e deja putrezit. Frați și surori, când cuvântul lui Dumnezeu nu ne mai place de-a întregul, așa cum este El, riscăm și riscăm foarte tare ca să respingem pe Duhul Sfânt și să nu mai fim pregătiți pentru ziua răscumpărării. Pentru că Duhul Sfânt învață pe cel care se lasă învățat. Dar dacă un om nu vrea să se lase învățat, Duhul Sfânt nu-l va învăța. Că El nu locuiește într-un vas murdar și nici într-un vas în care nu-i primit. Spune Apocalipsa, nu? Că Domnul Iisus zice că eu stau la ușă și bat. Dacă cineva deschide, mă primește, intru la El, iar dacă nu mă primește, nu intru. Hristos ne-a dat dreptul să alegem și El nu forțează inima, El nu forțează ușa și nici viața noastră. Ce bine e să înțelegem ca să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Doamne ajută-ne! Să ne păzească Domnul de nemulțumire. Apoi, în al treilea rând, dragi frați și surori, pe lângă faptul că Duhul Sfânt nu ne mai vorbește când noi suntem niște pocăiți din ăștia obișnuiți și când nu mai primim cuvântul lui Dumnezeu și nu ne mai mulțumește, Pavel în versetul 32 spune: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu prin Iisus Hristos? Păi fiecare dintre noi poate să-și dea răspunsul. O iertare deplină și necondiționată. Știți cum este modelul iubirii lui Iisus Hristos? Este un model al sacrificiului, da? Și-a dat toată viața, și-a dat totul și-a mers până la capăt pentru noi, ca noi să fim răscumpărați. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Știți că Dumnezeu, odată ce ne-a iertat, nu ne mai aduce aminte de păcate? Biblia spune că El aruncă în marea uitării. După ce te-ai mărturisit, te-ai căit și te-ai lăsat de păcatul acela, foarte important, te-ai lăsat de păcatul acela, și dacă după 5 luni de zile îți mai aduce aminte și încă te mai condamnă cugetul, ăla nu-i Duhul Sfânt, ăla-i diavolul. Că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele de care te-ai căit. Spune că El aruncă în marea uitării. Ăla-i diavolul vine și spune: te știu eu cine ai fost, aia ai făcut. Asta e iertarea lui Dumnezeu, modelul iubirii, adică ne-a iertat pe deplin, sacrificându-se pentru noi. Știți care a fost sacrificiul Domnului Iisus? A venit diavolul la El și a spus: arată-te că tu ești Fiul lui Dumnezeu, să vadă toți! Și Hristos a spus: nu, nu, eu modelul acesta îl duc până la capăt, așa cum mi l-a trasat Hristos, așa cum mi l-a trasat Tatăl meu, Dumnezeu. Și spune aici, vorbește despre iertare, iertați-vă unii pe alții. Vine un om la unul căruia, de la care s-a împrumutat, și spune: uite, eu am o datorie foarte mare, 1 milion de euro, te rog frumos, iartă-mă. Și stăruie și se roagă și se pune în genunchi și omul spune: auzi, nu mai trebuie să-mi dai datoria, eu te iert cu totul, du-te de aici. Și omul pleacă de acolo bucuros, bucuros că a fost iertat. E plin de bucurie că Dumnezeu l-a iertat. Dar după ce s-a ridicat de pe genunchi și are pacea aceea sufletească, își aduce aminte de cel care i-a făcut ceva, un lucru atât de mic, dar rău. Și când se întâlnește cu el, spune: o, du-te, Domnule, de te-ar duce Domnul în raiul cel de jos. Că omul acesta căruia i s-a iertat mult, spune Biblia că s-a întâlnit cu unul care datora 100 de lei. Și îl strângea de gât și spunea: plătește-mi. Și omul acesta a spus: mai îngăduiem și am să-ți plătesc, dar te rog, dacă e cu putință, iartă-mă. Și spune: nu, 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 pe tine nu te iert. Știți cum este uneori iertarea noastră? De ne-a iertat Dumnezeu cu totul, să nu-și mai aducă aminte, dar nici să nu ne pedepsească pentru ce am făcut. Să ne ierte Dumnezeu bun și milos. Așa să ne ierte. Dacă ne vorba de noi să iertăm pe alții, acolo te ierte, dar nu te uită. Frați și surori, să ne ferească Domnul să avem expresia aceasta: te iubesc până la greșeală. În momentul când mi-ai greșit, nu te mai iubesc. Dar diavolul, fiind un diavol șiret, că de 6 ani s-a tot profilat și a tot avut experiențe și a tot încercat la fel și fel de oameni, e un diavol șiret. Și a făcut și el un model al iubirii. Știți cum se numește modelul acesta? Modelul acesta se numește modelul iubirii personale și spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1:
Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Ăsta e un model care diavolul vine cu haina aceasta al iubirii și spune: auzi, tu poți să fii un copil al lui Dumnezeu bun, n-am nicio treabă cu tine, dar vreau să-ți dau haina aceasta să îmbraci pe tine. Așa de frumos arată pe tine haina aceasta, e grozavă, numai să o iei și să o îmbraci. Și într-o zi împăratul care cucerise aproape toată lumea, era împăratul Europei, și spune Scriptura că într-o zi se plimba pe în curțile palatului și a zis Nebucadnețar: nu-i Babilonul acesta care l-am zidit eu cu mâinile mele, a zidit el cu mâinile lui, s-o creadă cineva că n-a pus nicio cărămidă, că a lucrat alții pentru el. Dar a zis el: nu sunt eu împăratul și mi-am zidit acest Babilon măreț. Și ce a spus Dumnezeu în momentul acela? Află, împărate, că ți s-a luat împărăția. Instant a pierdut. Când s-a uitat la el și a spus cât e de grozav și cât de mult se iubește, instant a pierdut împărăția. Frați și surori, diavolul nu vrea să înlocuiască iubirea lui Dumnezeu și spune: măi, rămâi acolo, că Dumnezeu te iubește, dar ia și tu iubirea ta aparte, ceva care să se însoțești pentru tine. Credeți că degeaba, zicea David, păzește pe robul tău de mândrie și voi fi ferit de păcate mari? Păi vreau să vă spun, care păcat l-a determinat pe diavolul să fie aruncat din cer? Altceva? Nu, mândria. Că a zis într-o zi Lucifer: o, aș vrea să fiu mai presus de Dumnezeu. Iubindu-se pe sine, l-a luat Dumnezeu și a spus: nu, du-te jos. Frați și surori, modelul acesta al iubirii pe care Hristos ni l-a trasat este un model de sacrificiu. Dar diavolul vine și spune: auzi, nu trebuie să te sacrifici pentru nimeni. Tu trebuie să te iubești numai pe tine. Și când începem noi să ne iubim, se întâmplă următoarea grozăvie. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Știți cum putem să ne dăm seama când începem noi să luăm puțin așa pe calea cealaltă, adică să îmbrăcăm haina aceasta mândrie? Nu mai vezi cât e unul că și-a lăsat cioc. Deșa frumos cu ciocul. Dar nu poate să fie simplu, nu se poate. Nu mai vezi câte o soră că a pus niște vopsea așa decolorată, tare, că nu-i mai place. A mai pus și niște rimel, o mai vezi puțin. Ăștia sunt semnele smereniei? Nu, sunt semnele smereniei. Stați liniștiți că sunt semnele iubirii de sine. Și dacă cumva ne-a cuprins și pe noi și ne mai cuprinde, așa ne încearcă, vreau să vă spun că am plecat și noi pe panta aceasta spre cuierul unde ține diavolul hainele. Că fiecare dintre noi are câte o haină specială. O croiește pe măsură. Uneori pe noi hainele nu stau chiar așa, alteori ne mai îngrășăm, slăbim. Dar diavolul știe să-ți dea o haină perfectă. Și când ți-a pus haina aceasta, măi frate, zice, pe mine să mă ferească Dumnezeu, dar eu sunt bine, nu mă mai mustră cugetul. Poate că pentru tine e păcat, dar pentru mine nu-i. Că vine Pavel și spune către Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 19, și unii ce-au făcut? Nu și-au păstrat cugetul curat și au căzut de la credință. Tu ești cu totul, deja încep să cazi. Că a venit diavolul și a pus haina pe tine și nu mai vezi prin ochii adevărului, ci vezi prin haina aceea și te uiți și spre lume. Dragi frați și surori, Dumnezeu ne cheamă la smerenie. Iubirea și modelul Domnului Iisus Hristos e cu sacrificiul. Și de ce e cu sacrificiul? Că unii ori trebuie să o depui pe tine la frânare. Și mie îmi vine să mă mândresc. Și fiecare dintre noi. Dar mai pui acolo frâu, mai du-te câte o zi de post să vezi ce nu-i mai vine, nu-ți mai vine să-ți lași cioc. Mai ia câte o zi de post să vezi că nu-ți mai vine să nu mai continui. Frați și surori, un frate într-o zi s-a dus cu frații să mijlocească pentru o cauză înaintea Domnului. Și frații bătrâni aveau obiceiul acesta atunci când mijloceau special pentru o cauză mai aparte din biserică, mergeau așa într-un grup mai restrâns. Adunau doar cei care știau că sunt oameni ai rugăciunii și care mijloceau cu adevărat. Și când au ajuns acolo toți strânși, au zis, unul dintre frații a zis: fraților, noi am venit aici și ne-am adunat să mijlocim și asta înseamnă bătălie. S-ar prea putea să vină diavolul cu gânduri, s-ar prea putea să vină diavolul și cu somnolență, să-ți dea somn în timp ce te rogi. Dacă pe cineva îl cuprinde, să se ridice și să mărturisească și va fi eliberat. Și fratele acesta, la prima rugăciune a început să fie un somn
Dar a zis, eu sunt cel mai tânăr dintre ei, nu mă las, mă lupt aici până când biruiesc. Și la a doua rugăciune, fiindcă a durat mai mult decât prima, l-a apucat somnul și mai tare, dar tot n-a mărturisit, tot nu s-a lăsat. Și la a treia rugăciune, la un moment dat, adorme. Și în timp ce dormea pe genunchi, are un vis. Se făcea că era la arat cu vacile, două vaci, și el era pe plug. Și una dintre vaci nu vrea să meargă pe brază, drept, și o tot lua. Și tot îi spunea, cea floarea, cea floarea. Și vaca nu se ducea la loc. Și la un moment dat, așa, integrat, deranjat că vaca nu-l ascultă, strigă mai tare. Și vaca nu-l ascultă. Și a treia oară strigă, cât a putut el, cea floarea. Și s-a trezit. Și frații s-au speriat de strigătul lui. Și s-au uitat la el și și-au dat seama că nu vorbește în alte limbi și n-a avut o viziune. Și fratele s-a rușinat că și-a dat seama că a dormit pe genunchi. Frați și surori, uneori te gândești că dacă nu vrei să te smerești, ajută Domnul să te smerești. Și zicea fratele acesta, din clipa aceea până în clipa morții, n-am mai adormit niciodată pe genunchi, că m-a trezit Dumnezeu. Că dacă nu vrei tu să te smerești, ajută Domnul, că Domnul e bun. Te ajută să te smerești. Dar dacă ne gândim cât e Dumnezeu de sfânt, încât se implică și în cele mai mici lucruri, oare nu s-ar implica și în viața noastră, încât să putem să rămânem în picioare? Trăim o vreme în care permisistul acesta ne cuprinde și așa de larg, aproape că se permite orice. Poți să faci orice. Oricum avem modele de biserici unde dacă nu-ți place ești, te duci acolo. Dacă nu-ți place dincolo, te duci dincolo. Și ți-ai trasat o cale care îți place ție. Așa cum îți place ție. Dacă nu-ți place la pentecostal, te duci la baptiști. Dacă nu-ți place nici la baptiști, te duci la adoram. Te duci la... Oricum îți găsești undeva. Doar să știi că îl slujești pe Dumnezeu. Dar este un lucru rău, e un lucru fals. Adevărul lui Dumnezeu va rămâne adevăr și cuvântul lui va rămâne așa. Și Duhul Sfânt îl va învăța pe cel care se lasă învățat. Dar dacă noi l-am întristat pe Duhul Sfânt, vreau să vă spun că El nu ne va învăța. Dacă l-am întristat, e vremea să ne întoarcem. Pavel spune foarte clar, să nu întristăm. Pentru că vreau să vă spun că nu e suficient să fim oameni mântuiți. Noi am fost mântuiți. Am fost chemați la mântuire și mântuirea un dar. Dar mântuirea aceasta se păstrează, știți cum? Prin treptele sfințeniei. E ca și cum noi am fost chemați să fim mireasă, dar a fi mireasă înseamnă pregătire. Că niciodată n-ai să vezi o mireasă care vine șlap și în training, nu? Are un timp de pregătire, își caută rochia. Să fie frumoasă, să fie așa cum îi place ei și amire lui. De aceea, noi am fost chemați la mântuire, dar a fi mireasă e un timp de pregătire. Cine ne poate învăța să ne pregătim corect? Duhul Sfânt. De aceea e nevoie să lăsăm în viețile noastre ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne călăuzească și să ne învețe cum să fim, ca să fim o mireasă fără pată și fără zbârcitură. De aceea, frați și surori, ar trebui să ieșim din confortul acesta în care uneori ne cuprinde și pe noi, confortul spiritual. Dacă nu ne place cuvântul, să dăm la o parte totul și să lăsăm ca firea să fie răstignită și să ne lăsăm cuprinși de iubirea sacrificatoare a lui Iisus Hristos. Să fim și noi dispuși ca să fim ca El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.